60 de pacienți au fost evacuați în această dimineață în urma unui incendiu care a izbucnit în baia secției de pediatrie a Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii din Cluj-Napoca. Imediat, ISU a activat planul roșu de intervenție. La momentul sosirii pompierilor la fața locului s-a constatat că arderea era datorată măștii din materiale plastice a canalului tehnic. În cursul acestei dimineți am fost alertat despre un incendiu care s-a produs într-o baie al secției de pediatrie 2 a Spitalului Clinic pentru Copii din municipiul Cluj-Napoca. La fața locului s-au deplasat 3 auto speciale de extinși incendii, autoscar și o ambulanță SAJ. Pompierii au găsit masca de material plastic dintr-o baie și izolația conductelor care ardeau și, bineînțeles, degajări din mese de fum la etajele 3, 4 și 5 ale imobilului. Flăcările au fost stinse imediat după sosirea pompierilor. Potrivit ISU Cluj, nu au fost înregistrate persoane rănite. Primele cercetări arată și cauza posibilă a incendiului, o țigară. Până la sosirea pompierilor, personalul medical a evacuat toți pacienții și aparținătorii de la etajele 3, 4 și 5, fiind duși într-o altă încăpere din spital. După efectuarea verificărilor și stingerea incendiului, au fost redate spre folosință spațiile care au fost evacuate. O posibilă cauză? Din primele cercetări se pare că incendiul a pornit de la o neglijență privind fumatul.